Liderul PMP Râmnicu Sărat, Adrian Aliniancu, candidat pe lista Partidului Mișcarea Populară Buzău pentru Camera Deputaților, a prezentat astăzi câteva dintre proiectele pe care formațiunea din care face parte și le-a propus la nivel național. Acesta consideră că proiectele care sunt aduse în fața alegătorilor sunt viabile și pot fi puse în aplicare cu ajutorul cetățenilor. Partidul Mișcarea Populară susține dublarea pensiilor mici și mijlocii. Pe de altă parte, un alt proiect pe care partidul nostru îl susține la nivel național îl reprezintă, așa cum au votat românii la referendum, micșorarea numărului de parlamentari la 300. Și un alt proiect pe care Partidul Mișcarea Populară îl are în această campanie îl reprezintă unirea cu Republica Moldova. Totodată, PMP susține modificarea legilor astfel încât pământul care aparține țării să rămână al românilor și să nu mai fie vândut străinilor. Adrian Aliniancu își dorește ca tinerii din Râmnicu Sărat să nu mai plece peste hotare în căutarea unui trai mai bun și are identificate unele soluții pentru a-i determina pe aceștia să rămână în oraș. Tinerilor trebuie să li se ofere un loc de muncă, în sensul că investitorii trebuie ajutați, așa cum poate Consiliul Local, prin taxe și impozite, nu cum a procedat până acum, să ni se ridice aceste taxe și impozite la aproape maximul prevăzut de lege. Lista PMP Buzău pentru Camera Deputaților este deschisă de actualul deputat Adrian Mocanu, urmat de fostul consilier județean PNL Ioan Caton Mateieșescu, de medicul primar Gina Tatu și de râmnicianul Alin Adrian Iancu.